Expuși în mod curent jocului de șah și dacă se apelează la metode de predare specifice vârstei lor, copiii învață uimitor de repede. După ce s-au întrecut în acest sport al minții, micuții au fost premiați. Locul 2, Gianu Francesc. Locul 1, Săpurel Cristian. Exemplele în acest sens sunt numeroase. La Medgidie, 18 copii au participat la concursul lunar de șah organizat de Biblioteca Municipală. Însă, cei mai buni s-au remarcat. Am ocupat locul 1. Cum ai reușit? Spune-ne de ce ai ales șahul și cum ai reușit să iei locul 1. Fiindcă este sportul minții și al logicii. Eu joc în fiecare seară cu tatăl meu și mă mai antrenez cu el. Locul 1. Ești mulțumit? Da, foarte mulțumit. Ce-ți dorești pe mai departe? Să ajung un șachist foarte bun. Eu am învățat de la Naș. M-a învățat Nașa să joc prima oară. Da. Și după aceea am văzut la televizor cursul și m-am gândit să vin. De aproape două luni merg la șah împreună cu sora mea Diamână. Și îmi pare bine că m-am obținut acest premiu și îmi pare rău pentru Rodaria, că știu că poate și n-am luat premiu. Da, am luat diplomă de participare și mă bucur pentru ea. Au fost înconjurați de bunici, părinți și frățiori mai mici. Instructorul le-a fost alături în tot acest timp și s-a asigurat că totul se desfășoară conform graficului. Majoritatea s-a zis că foarte bine, dar cei care sunt în grupa a doua, cum ne-am numit noi, grupa a întâia și grupa a doua, sunt de la început, unii s-au mișcat puțin mai greu, dar sunt mulțumit de toți copiii. După momentul premierii, cei mici au fost delectați și cu câteva dulciuri.